În Mehedinți nu mai sunt la ora actuală drumuri blocate. Aceasta nu înseamnă că nu au fost probleme. De departe, cel mai mare dușman a fost viscolul. În special pe sectorul Bâlvănești, Balta Godeanu, vântul puternic a făcut intervenția utilajelor aproape inutilă pentru că zăpada era adusă imediat pe carosabil. Cea mai mare problemă au fost viscolele pe zona Bâlvănești până la Balta, dar am intervenit eficace și le-am făcut față. La solicitarea domnului președinte luăm în calcul și montarea unor parazăpezi. Cele mai mari probleme în Mehedinți au înregistrat pe drumurile comunale. Primarii nu au reușit să intervină la timp pentru îndepărtarea zăpezii, iar mai multe sate au fost izolate. Președintele Consiliului Județean Mehedinți a solicitat factorilor responsabili să se implice în rezolvarea tuturor situațiilor. Am și ținut deja cont de rugămintea domnului președinte. S-a acționat, s-a intervenit, nu este niciun fel de problemă peste tot. În acest moment toate drumurile județene sunt practicabile. Am solicitat operatorilor să aibă mare atenție în punctele așa zise fierbinți pe care le cunoaștem deja și mai ales să ține cont și de solicitările primarilor atunci când sunt drumuri comunale blocate. Meteorologii au mai spus că în județul Mehedinți va continua să ningă pe parcursul întregii săptămâni. Vremea va da semne de îmbunătățire abia după 10 martie.